Foarte mulți medici din România au ales să profeseze în străinătate, chiar dacă și-au făcut studiile la noi, au terminat aici. Dumneavoastră v-ați pus vreodată această întrebare, nu știu, această problemă să plecați din România? Da, într-adevăr, a fost o modă în anii 2014, 15, 16, când foarte mulți tineri care terminau rezidențiatul sau facultatea optau să plece în străinătate. Acest lucru s-a datorat principalelor cauze, și anume infrastructura învechită, lipsa aparaturii din spitale și nivelul salarial. Din punctul meu de vedere, două lucruri s-au îmbunătățit semnificativ, și aici mă refer la dotarea spitalelor și nivelul salarial, care știți bine că din anul 2018 a crescut semnificativ. În momentul de față, venitul unui medic se apropie din România, se apropie de venitul unui medic din vestul Europei. La voastră personal ați luat în calcul o astfel de decizie în trecut? Nu știu, ați avut un moment așa de cum până să vă gândiți? Poate ar fi mai bine să plec, nu știu, să lucrez în străinătate? Nu. Eu personal nu am avut nicio clipă acest gând. Am preferat să rămân în țară, să profesez. Ce v-a determinat să rămâneți în țară? Optimismul. Sunt încă optimist și cred cu tărie că lucrurile se pot schimba și la noi în țară. Le putem aduce la același nivel cu țările din vest, dar dacă plecăm toți, cineva mai rămâne să facă ceva aici. Eu am altă teorie, eu sunt optimist de fel și cred cu tărie că sistemul medical din România se va schimba major în următorii 50 ani.